Care era treaba cu scrisoarea? Da, știu, am văzut, încă e curioasă, dar nu. Treaba cu scrisoarea e prea exagerată. Am luat eu o propoziție, nu de la Jodor, așa cum ați spus voi pe undeva, live-uri sau pe unde ați lăsat voi comentarii. Bine, am văzut material. Cum? Ce material făcut, nu știu, material făcut nu, de... Nu, am doar fraza aceea cu fluturii și pești, am luat-o. Eu nici am luat-o de la Jador, nici nu știam că Jador a făcut o scrisoare. Într-adevăr, aia am luat-o eu de pe un anumit site. Și de acolo toată lumea, Jador... Asta e un pic, că nu a făcut Jador o scrisoare. A fost o chestie, a pus el poză cu iubita lui și a pus în descriere pe Instagram chestia asta. Eu am văzut în comentarii. Eu am văzut în comentarii. Înainte de să vină el cu ea cu vreo săptămână. A, deci n-avea cum să ia Jador de la tine? Nu, nu. Asta e exclus. Ce vreau să zic? Eu pe în comentarii am văzut tot cu faza asta cu Jador, cu Jador, cu Jador. Știi de asta cu scrisoarea? Eu nu m-am... Adică nu m-am să aminte de chestia asta, doar că... Gen, ce nu mi-a plăcut? Bine, că noi oricum, ideea care e, noi în emisiune aici când am văzut cu scrisoarea, noi ne-am gândit cumva că... Că tu așa ai spus, te-ai gândit toată noaptea și tu ai creat-o, gen. Dar stai un pic. Deci, oameni buni, a apărut pe internet un material despre Alex atunci când i-a dus scrisoarea Cristinei, în care spunea că el a scris-o toată noaptea, că s-a gândit, nu știu ce, că nu știu. Și apoi susținătorii Cristinei și a lui Radu au descoperit că Alex ar fi inspirat de Jador și de acolo a copiat textul și a scris Cristinei. M-auzi? Radu, discutați despre scrisoarea da, pe da, care... Da, acum mi-a zis Ionuț că Jador a pus... Ce? Ne facem că nu le vedem. Pe ce da, la mine? Dacă Jador a pus înainte cu o săptămână descrierea, nu aveam de unde să o iau eu. Am spus, am luat strict... A venit la Mamba Negra. Aia, bă, gata, un pic. A venit la Mamba Negra. Strict de pe un alt site am luat-o de acolo. Dar primul frate. Nu poate atâtea preocupare. Adică pe mine ce m-a deranjat, m-a deranjat tu, Ionuț. Că ai lăsat în coment, inclusiv mie pe live. Inclusiv la altcineva pe live nu dau... Păi dă-i. Inclusiv la George, e da? Pe live cu faza da? Cu scrisoarea și nu știu ce. Păi am rămas șocat. Păi și eu am rămas șocat pentru că de undeva. Păi stai un pic, una când iau o frază, stai mai un pic, una când iau și cred că ar trebui Cristina să-mi ceară mie socoteală, nu? Hai, lasă, continuă așa. Băieții din Casa Iubirii. Zi tu, Cristina, uite. Eu nu vreau să termin, că acum zice lui. Mi-a pronunțat numele meu acum, așa și care faza? Dați un pic, am luat o frază pe internet. Păi deci fii atent, scrisoarea respectivă. Incipitul scrisorii era o... Este o problemă. Păi nu, stai un pic, nu este o problemă că s-a inspirat, dar corect. Este o problemă în momentul în care spune că a făcut-o el. Da, pentru că eu te-am făcut-o el. Am fost inclusiv că eu am ars-o, eu am... Pe rând, nu se înțelege. Băi, a fost ideea în felul următor. Eu când ți-am zis ție că ești pungaș și toate chestiile astea, a fost pentru că tu ne-ai convins acolo. Eu chiar am crezut că tu ești băiat, deși ai scris singur alea. Înțelegi? Eu chiar te-am găsit comune, gen. Gen, te-ai gândit la cuvinte. Tot, cu pești, cu ce eu azi, bă, uite-mă ce băiat ești. Tot din ea, din toate scrisoarele. Pe cuvântul meu, dacă l-am văzut. Dacă e așa, că poți să inspirăm. Dacă spuneai, domnule, m-am inspirat și eu de acolo, eu înțelegeam. Dar mă, frate, dar cum era să vină? Eu l-am văzut pe cuvântul meu, dacă l-am văzut că a stat toată noaptea să scrie aia. Cu telefonul mână și a scris după aia. Dar ce contează, că nu-i compozitor. Da, Laurențiu, dar... Cum era să vină să zic că ție, uite, am scrisoarea asta. Stai un pic, Robi, primele 5 rânduri sunt de la nu știu care și restul nu știu care. Eu, uite, n-am. Dar putea să spună pur și simplu. Alex, da, apropo, m-am inspirat. Bă, ți-am spus la păi spune la trafic. Vă am spus, frate, ce vrei să zic? Pune Cristina. Alexandru, dacă că nu te înțelegi. Da, Cristina. Eu te-am întrebat. M-am emoționat foarte tare când am văzut rândurile pe care tu le-ai scris și te-am întrebat, Alexandru, tu ai făcut scrisoarea, tu ai făcut designul scrisorii, tot și tu ai spus: "Da, eu le-am făcut, eu le-am făcut de noaptea trecută." Nu le-am făcut. Și Bianca, mi-a spus: "Vezi, Cristina, băiatul chiar și-a dat silința, a stat noaptea." Păi și-a dat silința, mă, Cristina, tu acum îl tragi pe la răspundere, a stat. Nu, păi stai să vorbesc până la capăt. Cum n-a avut niciun efect. Așa și am citit, m-am emoționat și m-am gândit, ok, poate omul ăsta chiar are ceva pentru mine, poate chiar simte ceva pentru mine. Din moment ce e, dar pe tine te deranjează, pe tine te deranjează că a luat paragraful ăla de acolo? Lasă-mă să termin. Dar zi-mi da sau nu? Da, normal, pentru că eu când am citit... Retrage scrisoarea, retrage pe toată. Dați un pic. Dar de ce să-l trageți la răspundere pe băiatul ăsta? Dar nu e vorba de trageți. Încă nu l-am tras la răspundere. Nu-i compozitor omul. Eu l-am văzut cât de mult o sta seara să calde. Dar nu e vorba despre asta. E pur și simplu... Ia ți-a spus femeia aia să taci. Eu ți-am zis ce știu. Aici este vorba despre faptul că s-a spus atunci în casa fetelor că el a fi stat din mintea lui și a scris-o din suflet. Da, mă, eu cred că e pungaș, Alex.
hoțul strigă hoțul. Vreau adică și eu nu tip. Nu, dar eu sunt hoț. Bă, eu sunt hoț. Cum? Eu sunt hoț calificat. Păi și eu sunt hoț. La modul ăsta nu să mă prindă ăștia pe internet că am scris după cineva. Are faptea meu. Dar unde ți e cu sorul, hoțule? Nu știu, l-am pierdut, l-am uitat. Ok, acum pot să-mi zic ideea. Te rog, Cristina. Pe cuvântul meu, dacă nu am luat Cristina. Hai să vedem. Eu când am citit scrisoarea, chiar m-am emoționat foarte tare, adică nici nu mai aveam glas să o citesc. Efectiv, am crezut că, nu știu, n-am mai primit genul ăsta de scrisori așa romantice. Și mai ales când tu mi-ai spus că e din tot. Și nici nu vei mai primi. Dar de unde știi? Mi-ai spus să nu mai scrii jador nimic, că se iasă de cântat. Și mai ales când mi-ai spus că ai scris-o tu, chiar am crezut pentru o clipă că băiatul ăsta chiar are sentimente reale. Nu s-a văzut că ai crezut. Chiar, nu m-ai mințit. Pe mine nu mă minți. Pe mine nu mă minți. Hei, Alexandru, nu vorbi așa cu mine, că nu ți-am vorbit așa, că pot să fiu și eu reaț. Îți explic foarte frumos ceea ce am crezut eu, dacă mă asculți până la capăt. Mi s-a întrerupt ideea de 50.000 de ori. Ideea nu din cauza lui. Hai, continuă. Și chiar m-am simțit vinovată după, pentru că, ok, băiatul ăsta chiar și-a dat interesul, a scris din tot sufletul ce a scris acolo, mi-ai spus tu că a fost totul scris de tine și m-am simțit prost față de tine că te-am refuzat din cauza a ceea ce simt față de Radu. Ok, asta nu e o problemă, dar tu mă faci pe mine să mă simt cumva din cauza faptului că tu deja ai copiat, adică nu... Dar ce am copiat, frate, la o frază mă faci pe mine că am copiat toată scrisoarea? N-aveam de ce să mă simt așa, pentru că ți-ai găsit un pretext. Alexandru, ți-ai găsit un pretext doar ca să rămâi aici în casă cât mai mult timp. Și ai zis, ok, să cauți o portiță între mine și Radu, că acolo era portița ta, ca tu să rămâi mai mult aici în emisiune. De asta ai și făcut, nu că ai simțit tu, că dacă simțeai, poate veneau din suflet vorbele alea. Nu le copiai. Și asta, Cristina, dar noi ca și cum... Dacă eu nu inspirăm. Eu cred că... Eu sunt pe televizor, sunt pe televizor. Patrulea vreau să fiu eu care vorbim. Ideea care e? Băi, sincer, acum, n-a trebuit să te deranjezi de ta, domne, m-ai rănit că nu ai spus de la tine. Nu, că nu ți-a postat descrisoarea lui. Păi nu... Doar așa, ca gen, ca fapt, atât. Ca fapt, dar și ca faptul că eu m-am simțit vinovat un pic. Chiar m-am simțit vinovat. Nu ai de ce, Cristina, ai avut sentiment pentru el? Nu, dar m-am simțit, nu știu, am empatizat cu el, înțelegi? Lasă-mă, ți-a inspirat omul de acolo, doar că singura chestie bine. Să fie moment, felul următor, băi, m-am inspirat și eu de undeva. Da, asta așa trebuia să fac, că nu a fost din capul meu. Am stat și m-am zis, bă, mamă, ăsta e poet, să mor dacă e poet. Deci se pare că e. Asta, singura da, se pare că e. Cineva ți-a băgat ție ideea asta în cap, pentru că eu, acum te cunosc pe tine, Cristina, prea tare îl tragi la răspundere pe omul ăsta, pentru că a scos el un paragraf. Dar nu tragi la răspundere, Laurel. Ba da, așa pare. Pare că îi dai vina pe el și el chiar a stat să scrie... Scrisoarea aia, n-am stat în viața mea să scriu o scrisoare la modul ăla. Dar eu chiar am crezut în ceea ce simțea el. Dar el chiar simte asta și de ce să-i spui tu că a făcut toate lucrurile astea ca să rămână în casă? Când omul... Dar Alexandru, pentru că eu am crezut că el așa simțea și de fapt el a copiat textul respectiv. Eu am fost într-o situație similară anul trecut când nu mi s-a spus că un anumit obiect de fapt a fost tot copiat de pe internet și imprimat la o imprimată. Și băiatul respectiv a spus, eu am imprimat obiectul, adică eu l-am făcut. Când pentru mine eu l-am făcut, însemna să proiecteze el statuia respectivă. Și eu tot m-am supărat pentru că eu m-am simțit, nu știu, am simțit că persoana respectivă nu neapărat că m-a mințit, dar mi-a ascuns o chestie poate importantă care te face, nu știu, să ai încredere, să ai empatizezi. Mie personal mi-a plăcut foarte mult scrisoarea și când am citit-o am zis, sigur, băiatul acesta nu este indiferent către Cristina. Pentru că cuvintele scrise acolo erau foarte, foarte profunde. Sunt ale lui. Și acum că ai aflat că a luat un paragraf. Alexandru, tu ai copiat literal ceea ce spune acolo sau pur și simplu te-ai inspirat? Deci, repet. Este total diferit. Repet, incipitul scrisorii, adică faza aceea cu fluturii, cu peștii, eu am luat-o... Ai parafrazat-o. Exact, de pe un alt site, nu de pe... Nu știu, nu de la altcineva, de la un fost concurent de la alt... Mă rog. Okay. Dar restul scrisorii a fost creată de mine, inclusiv că am ars-o, tot. Că m-a întrebat și Cristina, tu ai ars-o? Și am spus că da, adică nu înțeleg acum asta de ce... Asta că eu am ars-o. Da. Dar în considerare că Cristina, gestul, sine, tot interesul lui pentru creatul. Ați ars-o amândoi. Acum e vina mea, da. Nu e vina ta, e vina mea că, uite, n-am zis că m-am inspirat.
Dar nu trebuia să spun. Probabil cu persoana potrivită. Eu ca bărbat nu pot să înțeleg deranjul vostru așa de mare. Da, contează. Dar tu nu poți să le înțelegi, Laurențiu, dar poate... Dar cine o verifică? Băi, oameni buni, dar nu e chiar așa. Dar mai ales că a spus Bianca că după ce a citit ea scrisoarea, chiar i-a dat Alexandru de înțeles că are ceva pentru tine și că nu e indiferent. Acum că știți că din partea din altă parte, alea trei rânduri, nu mai aveți aceeași părere? Sunt de acord cu tine, Laurențiu. Oricum, oricum, el a trecut destul de repede. E vorba doar despre faptul că aici discutăm doar de chestia asta. Mie cel puțin asta mi-a rămas implementat în cap când Alex a venit și ne-a spus că toată noaptea din suflet a scris-o el. Și noi la ce ne-am gândit toți? Cred că și telespectatorii și noi concurenți. Da, că el e scrisă din mintea lui, inspirația lui, gândirea lui, modul lui de a percepe situația, cum o vede el pe Cristina. Nu că este luată cumva jumătate de pe internet. Prea mult ați faceți. N-am zis că nu e frumoasă, n-am zis că e gest urât sau că îl condamnăm pe el că a făcut nu știu ce. Ba da, așa pare. Că așa pare. Calmați, până la urmă nu putem copia toată scrisoarea, adică pe bune. Toți ne inspirăm atunci când abia aștept să faceți și voi ceva creativ în casa asta și după aia să vin și eu pe la să vă întreb dacă a fost sau nu din suflet. Oricum, de când a început sezonul, n-am văzut din partea nimănui o scrisoare, o nimic. Atunci când veți face și voi ceva... Cum? Claudiu a scris. Mă rog, Claudiu acum săptămâna asta. Nu pot compara ce a scris eu față de ce deci a scris când, Alex. Când o să văd și eu ceva creativ din partea voastră, atunci puteți să dați... Cristina, nu-i plac alte lucruri.